Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spun din nou de aici, de la Restart TV, la emisiunea Interpelări, încă o emisiune electorală în cea de-a treia săptămână de campanie electorală. Această emisiune constituie și o premieră pentru televiziunile din Giurgiu, fie ele online sau prin cablu, pentru că ea este transmisă online și de către invitatul nostru, pentru că invitat este Constantin Basangeac, candidat PSD din partea Senatului, pentru Senatul României, mă scuzați. Dar realizăm această emisiune fără ca dumnealui să fie prezent în studio, din motive obiective, așa cum am anunțat și pe pagina Restart TV de Facebook, așa că o realizăm prin Skype, așa cum se mai și obișnuiește și cum ați văzut și la televiziunile centrale, de aceea spuneam că la Giurgiu este o premieră. Îl avem așadar pe domnul Constantin Basangeac alături de noi. Bun găsit, domnule Basangeac! Bun găsit, domnule Berbeniciuc! Bun găsit telespectatorilor dumneavoastră! Bună ziua! Sănătate multă! Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi și o să încep foarte abrupt prin a vă întreba despre un lucru pe care l-am constatat de curând. Am constatat, cum spuneam, că interesul publicului pentru campania electorală este mai scăzut decât la locale. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce se întâmplă acest lucru? Păi ce să spun, se vede clar că lumea, în primul rând, este speriată de această boală. Și sincer, așa cum am spus-o și altă dată, au și de ce, este o boală rea, e o boală cruntă. Însă, în urma rezultatelor evoluției acestei boli după alegerile locale, este clar că lumea și-a pierdut interesul atât pentru alegeri, cât și pentru politică din multe alte motive. Dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă în România în ultimele săptămâni, în ultimele zile, este clar că omul s-a săturat efectiv de acuzele politice, de aruncarea cartofului fierbinte într-o mână în alta, de la un partid la altul și așa mai departe. Românii, așa cum am spus-o de nenumărate ori, nu mai sunt aceiași. Românii au început să fie atenți la ceea ce se întâmplă pe scena politică și să aprecieze sau să nu mai aprecieze cele ce văd. Probabil că dumneavoastră mergeți mult în județ în această campanie electorală, atât cât vă permit condițiile actuale. În județ, în afară de ce am constatat noi în municipiu, cum stau lucrurile din punctul de vedere al acestui interes, să spunem, pentru acțiunile electorale și pentru mesajele transmise de partide? Haideți să spun un lucru că trebuie spus, fiindcă, așa cum ați anunțat și dumneavoastră, facem emisiunea asta prin Skype, din motive obiective. Din păcate, am contactat și eu boala asta. Din fericire, pentru mine nu a fost o formă gravă, am scăpat ușor de ea. Nu sunt în măsură să dau sfaturi nimănui, oricum e bine să urmeze tratamentul prescris. Sunt în izolare încă de luna cealaltă, respectiv de azi este joi, dacă nu mă înșel, da? Da, joi. Deci sunt în izolare de 11 zile, mai am câteva zile. Și bineînțeles că în ultimele aceste 11 zile și vreo 2-3 înainte nu am mers în campanie electorală. Însă am ținut permanent legătura cu colegii mei, am urmărit și eu ca toți ceilalți, cred, cele întâmplate prin județ, am urmărit pe Facebook, la televizor atât cât pot din media național. Și ce să vă spun? Este clar că PSD urcă foarte bine în sondaje, este clar că PSD reprezintă în opinia românilor opțiunea cea mai importantă cu privire la vot. Acum vedem, mai bine zis, care va fi și prezența la vot, fiindcă autoritățile au avut practic o singură grijă. Să ne sperie foarte tare cu acest virus. Și nu spun, este de luat în seamă, serios, dar nu chiar de speriat. Iar în al doilea rând, a avut grijă să spună tot timpul că e nevoie de alegeri, au avut grijă să spună că e nevoie de alegeri și că la alegeri vor fi cele mai bune condiții și nu se va întâmpla nimic.
Românii văd toate astea și sancționează, ca să zic așa, pe deasupra politicile duse de Partidul Național Liberal la guvernare în aceste momente, este clar că sunt unele dezastruoase. Sunt de aceeași părere că, ca și partidul din care fac parte acum, că alegerile ar fi trebuit probabil amânate, tocmai fiindcă am văzut ce s-a întâmplat după alegerile locale. Acum, ce să spunem? Dacă guvernanții așa au hotărât, au puterea să o facă, vom merge la alegeri și vom vedea acolo rezultatul. Noi suntem încrezători, mai ales că județul Giurgiu este clar că va fi câștigat de PNL, de PSD, mă iertați. Sigur că sunt multe discuții în legătură cu această posibilă sau imposibilă amânare a alegerilor, așa cum spuneți și dumneavoastră, dar unii consideră că există, pe lângă acest pericol pe care îl reprezintă transmiterea mult mai considerabilă a virusului, unii consideră că există și avantaje în această apropiere ca durată de timp între locale și parlamentare. Din punctul dumneavoastră de vedere, nu neapărat al PSD, ci al dumneavoastră ca și candidat, există astfel de avantaje că alegerile parlamentare se desfășoară foarte aproape, îmi cer scuze, de cele locale? Avantaje pentru ce anume? Avantaje în ce sens, dacă ați vrea să-mi explicați un pic? Pentru faptul că partidele erau deja pregătite, încă de când s-au desfășurat alegerile locale, partidele erau pregătite pentru data de 6 decembrie. Chiar dacă s-a mai discutat o perioadă despre amânarea alegerilor, dar era foarte clar că guvernarea nu va accepta și că va rămâne data de 6 decembrie. Ok, deci ce să spun? Partidele ar fi fost pregătite oricum, fiindcă, după cum bine știm, anul acesta fiind un an electoral, atât pentru locale cât și pentru alegerile generale, partidele erau pregătite pentru asta. Dacă s-ar fi amânat câteva luni alegerile, eu cred că nu ar fi avut nimeni de pierdut. Singurul care ar fi avut de pierdut ar fi fost Partidul Național Liberal, care, din cauza guvernării și a măsurilor proaste luate în această perioadă, după cum se vede, sunt într-un picaj direct, ca să mă exprim așa. Deci, ce să spun, PNL, pe riscul populației din România, a ales să își păstreze cât mai poate din scorul electoral și a ales să programeze aceste alegeri pe 6 decembrie, foarte curând, în opinia mea, foarte curând după o explozie a cazurilor de coronavirus după alegerile locale. Cum sunt mesajele Partidului Social Democrat, ale candidaților PSD, pe aici de la Giurgiu, mă refer, din județul Giurgiu, pentru campania electorală? Se concentrează mai mult pe a fructifica ceea ce se descoperă că greșește PNL aflat la guvernare, sau există și mesaje despre intențiile și obiectivele pe care le urmărește Partidul Social Democrat? După cum bine ați văzut, PSD a înțeles să facă o campanie curată, frumoasă, a ales să prezinte programul de guvernare pe care l-ar adopta în situația în care ar ajunge la guvernare. S-a concentrat foarte puțin pe greșelile făcute de PNL și când spun asta mă refer la faptul că dacă s-ar fi vrut să se critique zi de zi, secundă de secundă, ceea ce se întâmplă în la guvernare sau ceea ce se întâmplă în PNL, ar fi avut subiecte de discutat de toată ziua, numai asta ar fi vorbit. Însă, bine vedem, atât pe paginile de socializare, cât și mesajele date de candidații PSD, că gândurile noastre sunt altele, ne interesează bunăstarea românilor, ne interesează să ieșim din această criză medicală cât mai curând, ne interesează să relansăm economic România, fiindcă vedem, deja simțim că există o criză economică, știm că va urma una mult mai mare și PSD nu are decât aceste gânduri, binele românilor. Noi dorim să facem în așa fel încât toate aceste greutăți să fie cât mai ușor suportate, ca mediul economic să aibă avantaje, agricultura să aibă avantaje, să fie protejată, sănătatea să meargă pe un alt făgaș și așa mai departe. Deci ceea ce face PNL acum, nu că nu ne interesează, ne interesează fiindcă afectează viața românilor în mod direct. Însă,
Nu pe asta ne concentrăm în campania electorală. Vrem să arătăm românilor că ceea ce PSD a făcut până acum, adică a fost partidul care de fiecare dată a scăpat România din criză și putem da toate exemplele care există în acest sens, asta vrea să facă și în continuare. Vrea să fie partidul care, care va relansa economic România, care va scăpa cât se poate de repede românii de problemele acestea din sănătate și așa mai departe. Așa cum s-a întâmplat de cele mai multe ori la alegerile parlamentare, nu niciun singur niciun partid dintre cele puternice nu a obținut o majoritate care să-i permită să facă singur guvernarea. Este de așteptat să se întâmple și acum acest lucru. Mă refer acum și la o declarație pe care a făcut-o Victor Ponta, a fost președinte PSD, acum copreședinte la Pro-România Social-Liberal, cum se numește el. Declarația pe care a făcut-o Victor Ponta ieri, dacă nu mă înșel, a fost legată de faptul că abia acum PSD și președintele Marcel Ciolacu demonstrează că fac opoziție. Victor Ponta și cu ocazia moțiunii de cenzură de la începutul lui septembrie, parcă dacă mi-amintesc bine, a acuzat PSD că nu face opoziție cu adevărat. Credeți că e un semnal din partea Pro-România Social-Liberal, așa cum se numește el, cum spuneam, pentru o eventuală alianță cu PSD la guvernare, dacă PSD va fi partidul majoritar? Nu spun nu, deși nu cunosc, sincer vă spun, nu cunosc aceste lucruri, însă dacă e să ne uităm în trecut, vedem că este foarte posibil ca în situația în care aceste două partide reușesc să facă majoritatea în Parlament, să vedem un guvern din partea acestor două partide, PSD și Pro-România Social-Liberală. Însă, referitor la afirmațiile domnului Ponta, nu știu dacă căderea mea să mă apuc să le comentez, domnul Ponta a avut în multe ocazii când putea să sprijine PSD în opoziția clară pe care, pe părerea mea, a făcut-o. Nu putea să facă mai mult decât a făcut PSD în opoziție, ținând cont de situația în care ne aflam, situația economică, situația medicală a României. Să te apuci acum să dărâm guverne, să dai tot peste cap, eu cred că nu era chiar momentul oportun. Pe deasupra, PNL și-a asumat pe deplin această guvernare. Haideți să amintim românilor fazele de la începutul anului, când PNL își dorea un alt guvern, își dorea alegeri anticipate, deși toată lumea zbiera de pandemie, pe noi ne interesau anticipatele. PSD a tras atenția de fiecare dată asupra acestor aspecte. Deci nu poți să spui că nu s-a făcut opoziție. Și revenind la declarația domnului Ponta, ce pot spune? Dacă Pro-România ar fi vrut să facă într-adevăr opoziție și dacă ar fi fost cu mintea limpede și ar fi gândit pentru acest popor, cu siguranță ar fi avut multe de făcut. Credeți că există posibilitatea și a unei alianțe cu USR, între PSD și USR, Uniunea Salvați România? Și o să vă explic de ce vă întreb acest lucru. Este o afirmație pe care a făcut-o zilele trecute Traian Băsescu, liderul de facto al Partidului Mișcarea Populară, al PMP. N-aș putea să spun acest lucru. Din ceea ce știu, nu cred că PSD și-ar dori vreodată o guvernare împreună cu USR. USR are principii străine, spun eu, de poporul român. Dacă le vedem manifestările raportate la români, la ceea ce se întâmplă în România, la economia României, la biserică și așa mai departe, eu consider că USR este un partid care nu poate reprezenta niciodată cu bune intenții, ca să zic așa, poporul român. Așa văd eu lucrurile, e o părere pur personală. Ce se va întâmpla după alegeri vom vedea, dar eu nu cred că asta este o alianță posibilă. Cum se mai derulează, din ceea ce vă spun colegii dumneavoastră, acțiunile de campanie ale PSD? Păi, așa cum bine știți, s-a mers în continuare în fiecare zi în campanie electorală, în tot județul, am luat rând pe rând fiecare localitate. S-a făcut campanie în mediul online. Oamenii care au, candidații care au participat la emisiunile electorale, bine, din punctul meu de vedere, bine. Și discutând, v-am spus, cu colegii care merg în campanie,
Suntem chiar mulțumiți văzând că oamenii sunt alături de noi. Dacă la alegerile locale, și știm motivul, trecerea multor primari PSD la PNL, deci dacă la alegerile locale, haideți să spun, scorul PSD n-a fost tocmai cel așteptat, deși a fost un scor deosebit de bun, dacă ne gândim că vorbim de 40% PSD, 60% PNL, în condițiile în care peste 35 de primari PSD au trecut la PNL, văzând lumea acum și văzând că lumea a început să înțeleagă ceea ce poate și ceea ce gândește și ceea ce croiește pentru viitor PNL, este clar că vom avea un succes. E clar că PSD va câștiga alegerile în județul Giurgiu și eu cred că și pe plan național. Săptămâna trecută l-am avut în emisiune aici la Prestart TV pe domnul Robert Cazanciuc, președintele interimar al Senatului, care candidează de asemenea ca și dumneavoastră din partea PSD la Giurgiu pentru Senat. Domnia sa spunea că venirea dumneavoastră în PSD este un câștig din mai multe puncte de vedere, inclusiv electoral. Ați simțit din partea noilor colegi acest lucru? Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. În PSD am fost primit foarte bine, dar dacă ar fi să încerc să explic de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, pot să dau doar câteva idei, fiindcă nimeni nu le știe pe toate așa de la început. În primul rând, de foarte multă vreme a existat o apropiere a mea ca persoană față de PSD. Când spun asta, a nu se înțelege că am făcut în vreun fel jocurile PSD sau eu știu ce alte lucruri. Nu, am fost pur și simplu apropiat atât în Consiliul Județean, în calitate de consilier județean, am fost apropiat de Marian Mina, am fost apropiat de colegii din Consiliul Județean care făceau parte din PSD. Și apropierea aceasta s-a datorat în special calității oamenilor cu care am stat de vorbă. Nu spun că colegii de la PNL nu ar fi oameni de calitate, cei care au făcut parte din Consiliul Județean, nici pe departe acest gând. Însă, când era vorba de proiecte, ne aducem aminte cu toții care era manifestarea celor din PSD și care era manifestarea celor din PNL, care puneau întrebări doar ca să se vadă la televizor și făceau opoziție în Consiliul Județean numai ca să apară în presă și, vezi, Doamne, să vadă lumea ce interesa sunt ei de binele județului. Nu spun că nu au fost și inițiative bune și aș aminti aici pe doamna Georgeta Mihuț, dar în mare v-am spus, ăsta a fost motivul pentru care am fost apropiat de PSD, cel puțin în Consiliul Județean. După aceea mă gândesc și la faptul că întotdeauna văzând acum anumite comentarii pe Facebook, care sunt pur și simplu injurioase, dar ceea ce mă bucur este că acestea vin numai din partea unor conturi false. Puțin sunt oameni care își exprimă părerea în mod negativ la adresa mea și după ce am avut discuții cu aceștia, m-au înțeles și într-un fel mi-au dat dreptate, că nu mă cunosc. Este normal, poate, nu știu, dar eu zic că nu, să judeci un om doar prin faptul că face parte dintr-un partid. E bine, întotdeauna știu să-mi păstrez caracterul, întotdeauna am fost un om așezat, nimeni nu poate să spună despre mine că nu sunt cinstit, că nu sunt onest, că nu sunt un om de cuvânt și așa mai departe. Cred că sunt elemente care l-au făcut pe domnul Cazanciuc să afirme aceste lucruri despre mine. Întotdeauna am știut să mă afișez cu bună cuvință în orice relație și atunci când cineva a încercat altceva cu mine, nu am vrut să-i dau satisfacția de a intra într-o ceartă sau într-o râcă inutilă. Lucrurile, dacă îmi permiteți, mai spun doar două cuvinte, lucrurile stau foarte simplu. Doar politicienii, și am spus-o de N ori, doar politicienii care urmăresc personal anumite interese sunt în stare și să dezic la astfel de gesturi. La ură, la certuri, la scandaluri și așa mai departe. Cei care vor să muncească pentru popor și care fac politică pentru acest popor nu vor face niciodată astfel de gesturi. Din păcate, lucrurile stau așa în multe cazuri, chiar dacă există, cum spuneți dumneavoastră, și politicieni de bună credință,
Ceea ce este regretabil este că și tinerii care fac parte din partide, care au intrat în politică, învață că acestea sunt practici firești și normale de la cei care le fac și care sunt cu mai multă experiență. Este regretabil. Dacă pe dumneavoastră vă atacă de pe conturi false pentru că sunteți politician și candidat, amuzant este faptul că mi-am adus aminte și aici fac o paranteză. A fost și eu atacat de pe un cont fals, dar nefiind politician, la ce credeți că mi s-a comentat în mod, hai să zicem, agresiv, deși josnic e un cuvânt mai potrivit? La o poezie. Dacă tot nu fac politică, au găsit o poezie pe Facebook unde mi s-a comentat agresiv. În fine, închei această paranteză și... Dacă îmi permiteți doar un mic să răspund la ceea ce a spus domn Berbenciuc, trebuie să observăm un lucru. Că totuși, pe lângă lucrurile bune pe care le-a făcut acest Facebook, și anume o informare mai bună, socializare și așa mai departe, avem de-a face și cu multe, multe aspecte negative. Ați văzut, cred că ați sesizat și dumneavoastră, puzderia de conturi false apărute, mai ales în preajma alegerilor, care nu fac altceva decât fie să înjure, fie să urle, între ghilimele, la candidatul respectiv, fie să comenteze despre el orice numai lucruri neadevărate. Sau poate cu un sâmbure de adevăr în ele, dar expuse în așa fel încât caută să denigreze într-un mod josnic, eu o spun cu toată tăria, respectivul candidat. Eu nu sunt de acord cu astea, nu am făcut niciodată așa ceva. Când am avut ceva de comentat, am spus lucrurilor pe nume, iar dacă anumite partide înțeleg să-și facă în felul ăsta campanie electorală, denigrând contracandidatul, în loc să arate ceea ce ar putea să facă partidul lui sau ceea ce poate să facă candidatul lui, așa cum facem noi la PSD, deci dacă ei asta gândesc, ce să le zic? Succes! Numai că românii, v-am spus, nu mai sunt cei din trecut. Românii au deschis ochii și au văzut ceea ce se întâmplă atât în social media, cât și în viața de zi cu zi. Cine e om serios, e serios până la capăt. Cine nu, nu va fi niciodată. Obișnuiți să dați bloc unor astfel de conturi sau le urmăriți pentru a descoperi cine se află în spatele lui? Da, e greu, nici nu ai cum să descoperi cine e, decât poate dacă ai apelat la serviciile poliției și altor instituții ale statului care au capacitatea să facă asta. E o pierdere de timp. Lucrurile astea vor să treacă, o să vedeți că după 6 decembrie conturile astea vor deveni inactive sau cele mai multe dintre ele. Da, eu unul am răspuns și celor care au scris de pe conturi false și chiar i-am întrebat pe mulți, mă cunoști tu pe mine să vorbești astfel despre mine? Unii s-au oprit, alții au continuat, da, le-am spus tuturor, mă, dacă asta vă e sarcina, fiți sclavi în continuare, luați și scrieți ce vreți voi, că la urma urmei cine mă cunoaște și cine mă știe într-adevăr ca om, nu o să se ia după postările, după scrierile voastre de oameni de nimic. Asta e viața. Ce să facem? Dacă astea vremuri trăim, trebuie să le suportăm. Când am intrat în politică, m-am așteptat și la așa ceva. Când am acceptat să candidez, iarăși, m-am așteptat și la așa ceva. Ce să spun? Asta e România de astăzi. Cu bune, cu rele. Dar eu spun că sunt mult mai multe bune decât rele. În anumite cazuri e simplu să descoperi cine este în spatele unui cont fals, mai ales că cei care... Se vede la o poștă. Mai ales cei care creează conturi false la rândul lor, au ajuns să se cunoască între ei și să-și cunoască stilul. La fel, după stil, mi-am dat și eu seama cine este în spatele acelui cont fals de pe care spuneam că a fost atacat. Eu obișnuiesc să le dau bloc ca să nu pierd timpul cu așa ceva. Am încheiat și această paranteză. Și eu am observat la colegii de la PNL că au obiceiul să șteargă mesajele care nu le convine. Mesajele postate la diverse postări ale lor pe Facebook. N-am făcut niciodată asta și nici nu i-am blocat. Ba din contră, un anumit cetățean s-a apucat să scrie niște mizerii despre mine pe contul personal. Când m-am apucat să-i răspund și să-i spun că spune numai minciuni, ce credeți că a făcut? M-a blocat dumnealui pe mine. Adică să nu mai pot să răspund și să scrie acolo inepțiile. Dar asta e România. Dacă asta e, mă întreba cineva că de ce nu-l dau în judecată. Poate că o să fac, dar totuși ne pierdem timpul cu oameni care nu au caracter și atunci nu o să-l învăț eu și nu o să-i dau eu cei 7 ani de acasă.
Sigur că da, spuneam că vă ofer ocazia acum să vorbiți și dumneavoastră despre domnul Kazanciuk, așa cum dumnealui a vorbit despre dumneavoastră în emisiunea de săptămâna trecută. Nu spun că vă dau ocazia să-l lăudați neapărat, dar având în vedere că a fost oarecum o surpriză, nu foarte mare, adevărat, cel puțin pentru mine, candidatura dumnealui la Giurgiu este unul dintre cei mai importanți oameni, până la urmă deține șefia Senatului. Și de-aia spuneam că a fost o mică surpriză că a venit să candideze la Giurgiu și lumea se întreba de ce nu candidează din nou la București. Parcă așa țin minte că în actualul mandat dumnealui a devenit parlamentar candidând la București. Cum vedeți dumneavoastră participarea domnului Kazanciuk în echipa de la Giurgiu de candidați? Eu văd ca un lucru foarte bun. Domnul Kazanciuk, după părerea mea, este un politician de elită. A dovedit asta în multe rânduri, a fost ministru al justiției și cu acea ocazie a dovedit că își cunoaște foarte bine profesia și că are numai gânduri bune pentru justiția din România. Iarăși din funcția de președinte interimar al președintelui Senatului, mă iertați, i-am urmărit acțiunile și sincer m-am mândrit că sunt pe aceeași listă cu dumnealui. Nu spun asta ca să flatez pe cineva sau să flatez pe domnul Kazanciuk. Aceasta a fost ocazia cu care l-am cunoscut ca om. Și vă rog să mă credeți că este un om de toată calitatea, este un om cu principii, este un om care sprijină moralitatea, cinstea, munca și așa mai departe. Pentru Giurgiu, eu cred că este un câștig să avem un senator ca dumnealui din partea acestui județ. Vorbeam cu dumneavoastră într-o emisiune anterioară, dacă nu mă șel, în campania de la alegerile locale și despre numărul de parlamentari și vă întreb acum ce părere aveți ca și candidat pentru Parlament despre numărul care există acum în Camera de Parlamentari, care există în Camera Deputaților și Senat. S-a pus de mult problema reducerii acestui număr. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acum? Eu nu aș fi total de acord cu asta. Eu cred că este nejustificat un număr așa de mare de deputați și de senatori în Parlamentul României. Să ne uităm la Giurgiu. Un județ cu circa 230.000 de locuitori, cred că nu greșesc, are 4 deputați și 2 senatori. Am avut o perioadă și 5 deputați, dacă țineți minte. Da, am avut, atunci a fost, putem discuta despre asta la câteva secunde, așa, să explicăm cetățenilor. Deci, revenind la idee, eu cred că e mult prea mult. Dacă e să ne gândim la reprezentarea în Parlament a populației și dacă e să ne uităm la eforturile pe care le face statul cu fiecare ales în Parlamentul României, deci eu nu văd multe, multe motive ca numărul de parlamentari să fie scăzut, așa cum s-a confirmat prin acel referendum de mai multă vreme. Și acum, revenind la ceea ce a spus dumneavoastră, că am avut, da, 5 deputați, a fost din cauza structurii USL atunci, care prin alianța ce s-a făcut între PSD, PNL și PC la vremea aceea, parcă nu mai știu dacă mai a fost un alt partid. Nu, acestea știu că au fost. Mă rog, PSD, PNL în principal. UNPR-ul, parcă au fost și ei, nu mai rețin. Nu cred. În sfârșit, USL-ul clar a fost din PNL, PC și PSD. A dat peste cap algoritmul alegerii parlamentarilor. Și cu acea ocazie am văzut că a apărut un al 5-lea deputat în județul Giurgiu. Acela fiind de la PPDD, fostul partid al lui Dan Diaconescu, așa era mai bine cunoscut. Da, da, da. Se discută din nou despre pensiile speciale. Credeți că e întâmplător sau tocmai pentru că ne apropiem de alegerile parlamentare? E o altă bombă de campanie, așa consideră PNL. Dacă vroiau să facă într-adevăr acest lucru, a avut tot sprijinul în Parlament. Da, am văzut că se discută în special despre pensiile speciale ale parlamentarilor.
Ca și multe altele din alte sisteme, eu consider că aceste pensii sunt doar un mijloc de a favoriza anumite clase sociale, ca să zic așa, sau anumite categorii profesionale. Dacă pentru anumiți profesioniști, ca de exemplu militari, judecătorii, magistrați în general, acestea apar ca utile și binevenite, e bine, când vorbim de, bineînțeles, și acestea niște limite rezonabile, spun eu, când vorbim de parlamentar, și așa duc o viață destul de bună, nu spun că pe degeaba, muncesc pentru ceea ce fac unii dintre ei, că pe alții am văzut că mai și dorm pe acolo, dar eu nu cred că se justifică asemenea pensii speciale. Pentru parlamentari, spuneți, probabil. Da, da, da. Pentru că, iată, spuneați dumneavoastră că PNL a aruncat acest subiect pe piață ca o bombă electorală, dar și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit și el despre acest subiect și despre faptul că pensiile speciale ale magistraților sunt un drept și ar trebui să fie anulate pensiile speciale ale parlamentarilor. La fel susținea chiar alaltăieri Florin Roman, liderul deputaților PNL, și acum a început un joc despre cine vrea și cine nu vrea să fie anulate pensiile speciale. E doar o temă de campanie electorală din partea PNL, credeți-mă. Au văzut că se duc tot mai jos, tot mai jos. Lumea a văzut că a mințit chiar și, și în privința acestor pensii speciale. De altfel, PNL nu a făcut decât să mintă de când a intrat la guvernare și până acum. Nu a reușit să dea încredere în nimic. Și prin urmare au făcut să renască un subiect fierbinte pentru români, mai ales că acest subiect este atacat puternic și de USR. Crezând că vor fura probabil în electoratul USR, au încercat să reînvie acest subiect. E doar un subiect de campanie. Am dorit să vedem că PNL, după aceste alegeri, chiar dacă nu va fi la guvernare, va sprijini o asemenea inițiativă legislativă. Cei de la USR au făcut și un gest care mie mi s-a părut cam bombastic, așa să spun mai... Doar asta știu să fac. Mai plastic. Acel gest de a-și da demisia din Parlament pentru a nu beneficia de pensii speciale, mai ales că cei mai mulți dintre ei sunt la primul mandat de parlamentar și ar fi trebuit să-l încheie ca să poată beneficia de pensie specială, dar demisia lor intră în vigoare, dacă nu mă înșel, după data alegerilor. Și atunci gestul este doar de fațadă, după părerea mea. Este doar pentru publicitate, da. Mai ales că unii dintre ei ar putea fi realeși în funcție și ar putea beneficia de funcție specială pentru mandatul 2020-2024 ulterior. Așa că despre ce vorbim? Asta ca un mic comentariu. Domn Berbenciuc, sunt multe de pus la punct în România. Eu zic că o lege a pensiilor care să aibă grijă de toate categoriile socioprofesionale poate fi făcută astfel încât pensiile ține tot ce înseamnă special să dispară, dar să avem o lege care să țină cont atât de munca depusă de om, cât și de contributivitate, cât și de profesia în sine. Deci o lege care să acopere toate categoriile socioprofesionale, astfel încât să mulțumească pe toată lumea. O lege care să fie pusă în dezbatere publică, o lege care să fie adoptată în cunoștință de cauză de către toți parlamentarii. Deci nu e greu de făcut lucrul ăsta, numai să se vrea. Spuneți-mi, dumneavoastră sunteți avocat, sunteți familiarizat foarte bine, mai mult ca sigur, cu legislația românească, cu prevederile Constituției. Președintele Klaus Iohannis a anunțat nu odată că nu va numi niciodată un premier din partea PSD. Să spunem că totuși PSD ar fi partidul majoritar, chiar dacă n-ar avea singur majoritate după alegerile din 6 decembrie, iar Klaus Iohannis nu ar dori și ar refuza să desemneze un premier propus de PSD. Ce ar putea face PSD în această situație? Ce să facă? Probabil că s-ar ajunge din nou la Curtea Constituțională și, așa cum este legal și firesc, Curtea Constituțională probabil că îl va obliga pe președinte să respecte legea. Da, l-am văzut și eu chiar și, nu știu, aseară a fost sau la altă seară, mă iertați că un pic de... A avut declarații de presă și ieri seară și... domnul președinte Iohannis, sincer, eu nu... chiar nu mai am ce spune. Vedem că, practic, pe scena politică din România, în ceea ce privește PNL, există un singur element.
o singură persoană care conduce și acela este președintele Iohannis, care și-a uitat rolul constituțional de mediator plus multe altele în societatea românească și care pur și simplu face campanie electorală partidului favorit. După părerea mea, este inadmisibil, iar românii ar trebui să sancționeze astfel de gesturi. Constituția, cu bune, cu rele, nu știu, rămâne de văzut, este totuși Constituția noastră și ar trebui respectată ad literam și în spiritul ei de președintele României, cel mai important om în stat. Domnul președinte Iohannis ne face dovada încă o dată prin campania pe care o face PNL că nu este în stare să se delimiteze de apucături mai vechi, case și alte chestii și în continuare calcă în picioare Constituția, calcă în picioare legile din România, calcă în picioare mândria românilor. Pur și simplu. Este inadmisibil ca un președinte să nu-și vadă de rolul său constituțional și să procedeze așa cum procedează domnul Iohannis. Dar românii, v-am spus, sau nu mai sunt aceiași de acum câțiva ani, românii vor sancționa asta, văd disperarea domnului Iohannis în a guverna împreună cu PNL, că practic asta face. Avem un guvern care nu și-a arătat pur și simplu posibilitatea de a se scutura de mâna domnului Iohannis și este puternic subjugat președinției. E bine, românii văd deja lucrurile astea și românii vor sancționa. Nu cred că românii nu au înțeles un lucru, că nu cred că președintele își dorește pentru români să aibă un guvern al lui. Cred că pur și simplu urmărește alte interese. Domnule Basangeac, astăzi se împlinește o lună și 4 zile de când noile structuri ale administrației locale, Consiliul Local, Consiliul Județean, au fost instalate, a fost depus jurământul în urmă cu o lună și 4 zile, așa cum spuneam. Ele sunt acum conduse de reprezentanții ai Partidului Național Liberal. A fost o rotație, să spunem, cum le plăcea și comuniștilor să spună, rotația cadrelor. După ce foștii lideri ai administrației locale erau din PSD, în cea mai mare parte a timpului, spre final, fostul primar Nicolae Barbu a trecut la Pro-România, dar asta e mai puțin important pentru ceea ce vreau să vă întreb. Spuneam că sunt conduse de reprezentanța ai PNL și a trecut o lună și 4 zile de când s-au instalat și au preluat atribuțiile și la primărie și la Consiliul Județean. Cum apreciați, cum comentați dumneavoastră evoluția administrației locale în acest răstimp, scurt, e adevărat? Ce să vă spun? Este clar că nu, nici nu știu cum să spun ca să nu par rău. Nu vreau să fiu rău. Vreau să spun lucrurilor pe nume. Păi haideți să vedem. PSD începe și face niște lucrări asupra podului de la Adunații Copăceni. Vine domnul Orban împreună cu conducerea PNL Giurgiu și își asumă rezultatele. O fățărnicie, ce să spun. Numai ca să dea bine pe presă, să prostească pur și simplu cetățenii din România și să arate, vai, ce bun gospodar sunt dumnealor. Un alt exemplu. Știm că podul de la Grădiștea se apropie cu pași, așa cum sunt, de începerea acestui proiect, de reabilitarea acestui pod. Iarăși, se știe foarte bine că acel proiect este început de către Răzvan Cuc când a fost ministrul transporturilor. PNL vine din nou, deși nu a făcut absolut nimic în acest sens, vine din nou și își arogă niște merite. Pe plan local nu am văzut mare lucru și într-un fel înțeleg de ce. România la momentul ăsta este într-un colaps economic. Deja a început. Știm foarte bine că PNL n-a știut să gestioneze banii, guvernul n-a știut să gestioneze banii și acest fapt rezultă clar din multele împrumuturi care au fost făcute, iar rezultatele, transpunerea acelor bani în economie sau în susținerea economiei românești, nu se vede niciun fel.
Bun, or fi fost cheltuiți cu pandemia aceasta, fiindcă au fost cheltuieli destul de mari. Însă, nici în această privință nu am văzut rezultate notabile. Ce să spun? Noi guvernanți, între ghilimele, de la Giurgiu, ai Consiliului Județean și al Primăriei, practic nu prea au ce să facă. Sunt săraci, nu pot să spun altceva, legați de mâini și de picioare, având în vedere lipsa de bani, fiindcă știm că atât municipiul Giurgiu este într-un colaps financiar, cât și Consiliul Județean. Bănuiesc că atunci când v-ați referit la podul de la Adunații Copăceni, v-ați referit la prezența premierului Orban la acea inaugurare, pentru că chiar dacă a fost începută lucrarea, guvernarea PSD și o mare parte din lucrări, cea mai mare de altfel, a fost derulată atunci, ele trebuiau continuate până la urmă, chiar dacă n-a mai fost PSD la guvernare. Problema, pe care a spus-o, e legată de prezența premierului. Au fost terminate de mult, dar s-a așteptat să, sau mă rog, mare parte, dacă era să ne luăm după stadiul lucrărilor, din ce am înțeles, nu știu exact, dar asta am înțeles de la domnul Mina, podul ar fi fost terminat de mult, numai că a fost ținută pe loc inaugurarea ca să fie iar un boom pentru județul Giurgiu. Ia uitați ce facem noi, peneliștii. Dăm în numai câteva luni de la guvernare, mă rog, un an, ca aproape un an și, dăm podul în funcțiune. Nu e decât praf în ochii alegătorilor. Sigur, în ceea ce privește podul de la Grădeștea, lucrurile s-au desfășurat foarte, foarte încet, dar ultima informație pe care am avut-o legătură cu această lentoare, să-i spunem așa, a fost legată de faptul că sunt fonduri europene cu anumite destinații care au necesitat verificări, o reverificare din partea Comisiei Europene. Aici a fost o întârziere până când lucrările au putut primi undă verde, ca să spunem, da, așa? Da, nu cunosc foarte, foarte multe detalii. Ceea ce știu foarte clar este că licitația acolo a fost câștigată, lucrările vor începe. Da, iar acolo, să ne ierte Dumnezeu, deocamdată nu putem avea suspiciuni pentru că firma e nemțească, cea care a câștigat licitația. Sau austriacă, parcă. Da, austriacă, aveți dreptate, îmi cer scuze. E firma austriacă. Știți că austriecii sunt mai nemți decât nemții, așa că e un lucru bun. Să sperăm că se vor ocupa direct, că dacă folosesc sub antrepriză cu firme românești, s-ar putea să avem iarăși întârzieri. Mă rog, domnule Basargeac, nu intrăm în discuții de astea, deși să știți că și firmele românești au constructori buni. Dacă da, se vor ține că de proiect, cu siguranță va ieși un lucru bun. Probabil că oricum îi vor supraveghea austriecii și, așa cum spuneam, sunt mai nemți decât nemții, sunt demn de încredere. Și ai noștri mulți sunt demn de încredere, dar acum e altă discuție. Domnule Basangeac, în calitatea dumneavoastră și de avocat, și de om politic, și de candidat pentru Parlament, ce considerați că ar trebui modificat în Constituția României? Pentru că multă lume, mulți politicieni sunt de acord că ar trebui modificată, dar nimeni nu pune punctul pe ei și nimeni nu începe așa ceva. Domnule, în general, numai în Constituție, dar și în legislația românească, și vă pot da multe, foarte multe exemple, eu cred că ar trebui clarificate lucrurile astfel încât să nu mai existe dubiu și posibilitate de interpretare. La Constituție, sincer, nu m-am gândit niciodată în mod special, fiindcă, fiind legea fundamentală, ca și avocat, lucrezi destul cu ea, dar totuși nu atât de mult ca și cu legile organice. Însă v-aș putea da un exemplu ca cetățenii să înțeleagă la ce anume m-am referit. Atunci când un consilier local își pierde mandatul, acesta trebuie înlocuit cu un alt consilier local al partidului de pe lista de candidați al partidului din care a ieșit primul. E bine, au fost făcute niște modificări legislative acum câțiva ani și s-a simplificat într-un fel această procedură. Respectiv, partidul căruia, să zicem, un consilier local a demisionat, trimite, înștiințează prefectul despre asta. Prefectul dă un ordin prin care îi constată încetarea mandatului înainte de termen și totodată înștiințează Consiliul Local despre asta, urmând ca Consiliul Local, la cererea partidului, da, să înlocuiască fostul consilier cu un nou consilier. Aici vă spun că lucrurile sunt neclare. De ce? Dacă legea ar spune foarte clar
Consiliul Local este obligat ca în prima ședință de Consiliu să ia act de încetarea mandatului. Nu, de încetarea mandatului și numirea și să-și valideze un nou consilier, da? A următorului de pe listă care urcă. Lucrurile ar fi simple și la obiect. Dar nu, legea nu spune așa, iar consiliile locale care au un motiv sau altul din motive politice întotdeauna sau eu știu, chiar și altfel de motive, nu fac asta. Și trenează numirea noului consilier până la Cabinetele Grecești. Rămâne locul liber foarte mult timp. Exact. E bine, e un exemplu care ar putea fi foarte ușor rezolvat din Condei. Cum pot să mai vă dau astfel de exemple, dar nu asta este tema emisiunii noastre, a noastră, de fapt, să vorbim despre legislația românească în mod special. Deci sunt nenumărate exemple în acest sens. Dacă se dorește, lucrurile se pot simplifica foarte ușor prin norme imperative de drept care să stabilească foarte clar parcursul și modul de rezolvare a unei probleme. Că de altfel, asta este legea. Legea vine în abstract și rezolvă în concret situațiile apărute într-o societate. Deși nu sunteți economist, o viziune trebuie să aveți în ceea ce privește anul 2021, că ne apropiem cu pași repezi de el, și criza economică, deja instalată, spun unii, sau care se va instala cât de curând. Partidul Social Democrat cum vede măsurile pe care trebuie să le aplice viitorul guvern, oricare ar fi el, pentru a putea depăși criza economică repede și cât mai bine? Cu măsuri de relaxare fiscală, cu măsuri de sprijin din partea statului, care ar fi măsuri de stânga? Cum vedeți dumneavoastră și ce știți despre intențiile PSD în acest sens? Sunt sigur că ați observat, fiindcă nu m-am oprit niciodată în a vă aprecia profesionalismul. Întotdeauna v-am lăudat și pe bună dreptate consider eu. Vă mulțumesc. Sunt sigur, a fost un preambul, că ați observat deja programul de guvernare al PSD. E bine, ați văzut că sunt măsuri, da, în mare parte, pentru agricultură, sunt măsuri pentru industrie, sunt măsuri pentru, mă rog, în toate ramurile și pe toate ministerele, ca să mă exprim așa, în toate domeniile de activitate. Deci PSD s-a gândit la societatea românească în sine, când a lansat acest proiect de program de guvernare, mă iertați. Cum spuneam, l-ați lecturat și ați văzut că există măsuri pentru toate domeniile. Măsurile nu sunt unele habarniste, sunt bine documentate. Ba mai mult decât atât, nu venim și să spunem vom face aia sau vom face aia. Arătăm și am arătat în programul de guvernare că știm să facem lucrurile astea și că avem și posibilitatea să o facem dacă vom ajunge la guvernare, fiindcă știm să atragem atât fonduri europene, cât și să chivernisim banul public al României. Dumneavoastră, ca posibil viitor parlamentar, v-ați stabilit deja niște obiective clare pentru care să lucrați în momentul în care se poate să ajungeți parlamentar, niște probleme pentru rezolvarea cărora să interveniți atât cât vă permite statutul de parlamentar, cum spuneam, dacă veți ajunge în Parlamentul României? Haideți să vedem ce, în primul rând, mă refer la probleme specifice județului în Parlamentul României. Deci el reprezintă cetățenii județului respectiv. Că e de la PNL, că e de la PSD, că e de la USR, la Pro-România și așa mai departe. Nu contează din ce partid a fost ales, el ar trebui să reprezinte interesele cetățenilor din județul din care face parte. Bineînțeles și interesele cetățenilor români. Am văzut noi mulți parlamentari care și-au respectat un program de audiențe în județul Giurgiu până acum. E bine, un prim lucru pe care l-aș face acesta ar fi. În puținul timp care există la dispoziție, fiindcă știu ce înseamnă a fi parlamentar, chiar dacă nu am fost, mi-aș face un program strict de audiențe și de deplasare în județ, astfel încât să discut cu fiecare comunitate locală și cu toți cetățenii care doresc să treacă pragul cabinetului parlamentar, pentru a rezolva nu neapărat probleme personale ale acestora,
Deși, de multe ori, atunci când un om are o problemă personală, dacă avem ochi să vedem, vom observa că problema aceea se întinde la mai mulți cetățeni sau la o comunitate întreagă. Și mă refer acum aici și dau un exemplu la asistații sociali, unde eu spun că este mult de lucru. Vorbim despre industria din județ, unde vedem că Giurgiu suferă. Vorbim despre Dunăre, vorbim despre infrastructură în continuare. Deci sunt multe locuri și lucruri pe care un parlamentar le poate lua în calcul și pe care le poate ridica într-un fel sau altul la rang de lege prin proiecte propuse care să aducă bine comunității din care face parte, comunității giurgiuvene. S-a vorbit foarte multă vreme de ani și poate mai bine de 10-15 ani despre necesitatea ca scena politică românească să se simplifice, să se polarizeze în mai puține partide, dar puternice și, bineînțeles, cu activitate de bună credință. Totuși, iată că de fiecare dată când avem alegeri, reapar pe scenă, reapar partide despre care nu s-a mai auzit de 4 ani de zile. Cel puțin la noi, la Giurgiu, sunt numai puțin de 13 partide care au depus candidaturi. 12. Am numărat eu 13, probabil că m-am înșelat. 12. Vă auziți? Da, vă aud. 12 sau 13 candidaturi depuse, da. Da, 13 cred că sunt, dar nu contează. 12, 13, oricum sunt foarte multe. De ce credeți că nu reușim să simplificăm, cum spuneam, scena politică, astfel încât să avem acolo două, trei partide puternice care să, al căror mesaj să ajungă mai ușor și să nu mai zăpăcim lumea cu atâtea partide? Care oricum, cele mai multe n-au nicio șansă. În primul rând este constituțional. În al doilea rând, ce să spun? Oricine este liber să se asocieze într-un partid, atâta timp cât reușesc, au adepții dumnealor, membrii de partid și duc o campanie în limitele legii, de ce nu? Este drept că dacă ne uităm la statele mai mari, observăm că acolo s-au conturat două, trei partide care țin steagul sus pe șichierul politic din respectivele state. Iarăși, dacă e să ne uităm chiar și în România, deși nu pare chiar așa, totuși a început să contureze două opinii, una socială, cealaltă liberală. Unii apropiați de Partidul Social Democrat, alții de Partidul Național Liberal. Dacă e să vorbim strict despre asta, nu știu dacă e neapărat un lucru bun sau un lucru rău. Și eu sunt de părere că existența a două partide puternice care să-și revendice, să spunem așa, votul la alegeri în mod democratic, ar fi de preferat. Însă, am observat că de multe ori și partidele mici pot să aibă un aport important la guvernare și vedem, fără să laud, cazul ALDE din guvernarea PSD-ALDE. Sigur, ALDE oricum a fost un partid cunoscut. Eu mă refer aici la partide despre care n-am mai auzit de 4 ani de zile. Nu dau nume pentru că le-aș face reclamă pe spațiul dumneavoastră. Să nu facem asta, da. Da, aveți dreptate. Dar veți vedea și dumneavoastră cum o să văd și eu și cum o să vadă toți românii că acele partide nici măcar nu se vor apropia de pragul electoral, ce să mai vorbim de al trece. Asta e când apar cu un partid de câteva luni, că practic așa s-a întâmplat, nu poți să ai pretenția să câștigi alegerile parlamentare. Haideți să vorbim sincer. Un partid înseamnă, în primul rând, forță de muncă, înseamnă oameni capabili, înseamnă oameni cu viziune, înseamnă oameni care să știe să croiască un program de guvernare și după aceea să-l pună în aplicare, înseamnă oameni care să știe să conducă ministere și România în sine, înseamnă, da, și anumite fonduri financiare și așa mai departe. Deci un partid nu înseamnă doar 20, 30, 500 de oameni care s-au strâns
și doresc să ajung parlamentari. Un partid înseamnă mult mai mult decât asta. Mă gândesc dacă nu lucrurile astea se repetă doar în campaniile electorale și timp de 4 ani iar nu mai auzim de niște partide, tocmai pentru fondurile pe care le pot primi de la stat pentru campania electorală. Păi, nu e chiar așa. Deci, haideți să spunem cum se întâmplă ca să știe și cetățenii. Eu, Constantin Basangeac, dau un exemplu. Știu doar că trebuie să aibă candidați într-un număr minim de circumscripții. Nu e de ajuns să candidezi într-o circumscripție. Una la mână. Doi, îți plătești singur campania electorală și primești banii înapoi de la stat doar dacă faci pragul electoral. Ori nu văd care ar fi interesul economic pe care îl arătați dumneavoastră în sensul ăsta. Știm foarte bine și iarăși nu vreau să fac eu un pronostic acum, că sunt doar, eu știu, 3-4, maxim 5 partide care vor face pragul electoral la aceste alegeri. O ultimă întrebare în această ediție a emisiunii, domnule Basangeac. Nu putem face dezbateri, confruntări, să le spun așa, cu candidații de la un partid și de la celălalt, de la partidele adversare, pentru că avem aceste condiții de pandemie. Dar dacă ar fi fost posibil, dumneavoastră, pe cine ați fi preferat să aveți ca adversar într-o astfel de dezbatere la televiziune? Haideți să vă spun un lucru. Și cei care mă cunosc știu că sunt poate atât de naiv încât, da, nu cred că ăsta e cuvântul, atât de bine intenționat, ăsta ar fi cuvântul, încât eu nu i-am spune adversar. Noi le-am intrat într-un concurs politic, ca să zic așa. Urmează să convinge cetățenii că unii sau alții suntem mai buni pentru ei. Urmează să arătăm cetățenilor ce avem de gând să facem dacă ajungem în postura de parlamentar. Urmează să ne arătăm bunele intenții, buna cuvință, să ne expunem ca persoane, să arătăm ce am făcut în trecut și ce putem face în viitor. Eu nu văd niciun coleg care candidează la aceste alegeri, nu-l văd ca pe un adversar. Și, ca să răspund întrebării noastre, cu oricine. Deci, sunt un om cu o anumită educație, sunt un om cu o anumită vârstă, consider că sunt destul de copt la minte și la trup, astfel încât să pot face față unei confruntări cu oricare dintre contracandidații mei. Domnule Basangeac, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Repet, o premieră pentru Giurgiu realizată prin Skype, din motivele pe care le-ați expus chiar dumneavoastră. Vă felicit și pentru asta. Vă mulțumesc, vă urez sănătate și mult succes. Vă mulțumesc, numai bine. Numai bine și telespectatorilor noastre. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit în această transmisiune live, într-o premieră, așa cum spuneam. Vă urez multă sănătate tuturor. Ne găsiți în continuare pe Restart TV, restarttv.ro. O seară bună!